În dimineața de 20 iulie 1927, Mihai I se trezește din somn și toată lumea îi spune majestate. Sigur că e un copil foarte surprins, e greu să-și reprezinte ce înseamnă asta, majestate, rege. Mi-amintesc o relatare foarte impresionantă. Copilul rege întreabă pe mama lui dacă o să mai aibă voie să se joace din momentul respectiv. Regina, mama Elena, spune că tot ce s-a întâmplat în acea zi pentru Mihai n-a fost mai mult decât preocuparea de a călca cu grijă pe treptele Parlamentului și a nu se împiedica. Pentru România e foarte delicat. E o țară, o Românie mare, o țară într-un fel nouă, cu teritoriu dublu față de ce existase în vechiul regat, cu populație de două ori mai mare. Era o țară care abia începuse să se obișnuiască cu noul ei statut, în care noile provincii abia începuseră să se integreze. Avuseseră loc reforme constituționale, reforme legislative, împroprietărirea țăranilor, o nouă constituție în 1923. Erau destul de puține ani de la Marea Unire. Nu, regele era sub tutela unei regențe care de la bun început a fost controlată politic. Partidul Național Țărănesc n-a recunoscut din primul moment decât de facto existența regenței și încă din primele ore a dat primele lovituri aceste regențe, contestând componența sa, vorbind despre slăbiciunea acestei regențe și făcând apoi tot posibilul, într-un timp foarte scurt, nu? Un an de zile, să ajungă la putere și la rândul lor să domine această regență. Regența n-a fost neapărat nici foarte eficientă, nici foarte populară. Cu toată prezența înduioșătoare și respectată a micului rege și a mamei lui Elena, regența n-a fost foarte eficace și încet, încet politicienii au început să se gândească la o restaurare, adică la o întoarcere a lui Carol. A murit regele Ferdinand în iulie și peste câteva luni, în noiembrie, moare și liderul de facto, omul forte, cum spunem azi, al țării, Ionel Brătianu, unul dintre artizanii României mari și omul care ținuse cu mână foarte strictă frâiele politice ale țării. Și pe urmă încep tot felul de tulburări politice, apar și partide noi, apar deja personaje providențiale. Eu zic că tristețea din reședința regală a fost cea care, în primul rând, i-a tras atenția tânărului rege. Apoi, toate pregătirile legate de proclamarea sa și de vizita la Patriarhie și la Parlament, clar că au fost momente trecute de mână cu mama sa, puțin conștientizate de tânărul rege. Țara privea cu multă emoție. Regele Mihai, încă din primii ani de domnie, a fost un rege iubit. Era și normal, era un copil drăgălaș, disciplinat, așa cum spuneam, respectuos cu toată lumea, tacticos și foarte mic, bineînțeles, deci asta a atras afecțiunea și asta a rămas și mai târziu, când redevine rege ca adolescent, continuă să fie un monarh foarte popular și foarte iubit. Revine pe tronul României din nou într-o perioadă destul de tulbure. Încă și mai complicată, încă și mai tulbure. În 1940, după ce pierdusem deja teritorii importante, Transilvania de Nord, Basarabia, Bucovina, Cadrilateru, România e cumva lovită din toate părțile, nou om foarte este generalul Antonescu, tânărul rege, sigur, reprezintă la nivel simbolic continuitatea și legătura cu identitatea națională până la urmă. E un rege adevărat din punct de vedere simbolic, dar nu e neapărat un rege care să conducă țara în timpul războiului. Momentul fundamental din timpul domniilor regelui Mihai este 23 august 1944, momentul în care gestul lui de curaj personal
salvează situația pentru România în acel moment. Sigur că a urmat tragedia comunistă, dar pentru momentul respectiv decizia a fost salutară, a fost salvatoare, pentru că România a ieșit din alianța cu Germania nazistă, s-a alăturat puterilor aliate și a contribuit chiar la victoria împotriva lui Hitler. Asta e foarte important, un moment istoric esențial, dar dincolo de asta, de un moment deci punctual și de efectele lui grandioase la nivelul celor de-al doilea război mondial, s-a scurtat războiul, a salvat sute de mii de vieți. Dar dincolo de asta, avem rolul regelui Mihai de linie roșie a istoriei și a identității noastre naționale. Adică și atunci, în 27, el a reprezentat garanția că dinastia română, fondatoarea României moderne, continuă. Nu ne putem împiedica totuși să nu ne gândim cum ar fi arătat România cu o domnie de 90 de ani, o continuitate de genul ăsta care nu ne-a lipsit întotdeauna. Și cum ați vedea? Fără comunism și așa mai departe. Bineînțeles că ar fi fost probabil, nu avem de unde să știu, dar părerea mea e că am fi fost mult mai sănătoși, mult mai așezați, mult mai prietenoși cu noi înșine și mai respectați din afară. Ne lipsesc foarte mult continuitățile și tocmai asta cred că asigură regele Mihai, dincolo de faptul că, iată, e un nou paradox și e și o drama a majestății sale, faptul că are una dintre, de fapt, cele mai lungi domnii simbolice din istoria umanității, dar încoronat acum 90 de ani pentru prima dată și în același timp o domnie efectivă destul de scurtă.